Pentru prima oară, după 3 luni de zile, numărul de pacienți suspecți și pozitivi de COVID-19 din UPU, a Spitalului Sfântul Spiridon, a scăzut sub 10 cazuri. În prezent sunt în jur de 8 pacienți pe circuitul suspecți COVID-19. În ultima săptămână, medicii s-au confruntat cu forme medii și severe la pacienți peste 65 de ani. În continuare, specialiștii recomandă pacienților care au suspiciuni că s-au infectat să solicite testarea la domiciliu. De asemenea, în continuare, medicii caută soluții de transfer în ATI-urile din spitalele COVID. Medicul Diana Cimpoieșu, coordonator UPU Smurdiaș, susține că și pacienții intubați au avut o evoluție favorabilă în ATI, fiind externați în stare bună după tratament, deși au fost foarte gravi la prezentarea în UPU.